Salut, salut! Da, eu lucrez pe un autobuz. Ia uite, geamuri, 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 parbriz în față, parbriz acolo departe, în spate. Peste tot, autobuzul meu este plin de geamuri. Într-adevăr. Și am pericolul acela iminent de a avea o spărtură la un geam în fiecare zi. La fel și tu poți avea această problemă să-ți sară o piatră într-unul din geamurile mașinii sau chiar în parbriz. Acea piatră să-ți fisureze parbrizul și tu să nu știi ce să faci. Dacă ai o mașină, dacă conduci în Germania, mașina ta este asigurată în Germania, ei bine, acest videoclip este special pentru tine. Dacă nu ai, dar cunoști pe cineva cine conduce o mașină în Germania, înmatriculat aici și plătește asigurare la ea, acest videoclip este pentru tine. Ai obligația să îl distribui aceluia care conduce o mașină pe aici. Astfel, vreau să-ți povestesc despre ce înseamnă o asigurare și ce înseamnă, mai exact, geamurile, în cazul de fisură dacă a sărit o piatră pe drum. În Germania, majoritatea asigurărilor sunt așa făcute încât tu, direct cu asigurarea ta, să fii despăgubit dacă altcineva, pe autostradă, pe un drum național, indiferent unde, prinde o piatră la roată și ți-o aruncă ție direct în parbriz. Da. Ce ar trebui tu să știi e că atunci când prinzi o piatră în parbriz, este foarte important ca să nu începi să zgârii acea zonă, să nu bați cumva în ea, să încerci să folosești ștergătoarele cât de puțin, să-ți faci o programare cât mai rapid posibil la primul service autoglass. Se numesc în general carglass, autoglass, la serviciurile care repară parbrize fisurate, geamuri lovite de pietre și așa mai departe. Îți faci o programare, eu chiar am pățit-o cu propria mașină ieri dimineață. Ieri dimineață la ora 10 am prins o piatră în partea de stânga jos a parbrizului și, surpriză, surpriză, fisură. Noroc că am prins doar punctul și un pic s-a dus fisura de lângă. Direct am sunat la cel mai apropiat autoglas de mine, am făcut o programare și acum de aproximativ 40 de minute am terminat de reparat parbrizul. Am făcut programarea, am mers la ei, am arătat talonul mașinii, mașina, fisura, ce s-a întâmplat și mi-au întrebat, doriți să plătiți singur sau doriți să suporte asigurarea acest cost? Normal, doresc să suporte asigurarea acest cost. Atenție, nu chiar toate asigurările suportă aceste costuri, dar întrebați direct cu foaia de la asigurarea voastră, întrebați-l pe acel muncitor de la birou dacă asigurarea dumneavoastră vă va cere banii de reparație sau o suportă, pur și simplu. Nu se va majora în niciun caz asigurarea pentru un astfel de caz. În cazul meu, am mers frumos, am dat talonul mașinii, am dat dovada de asigurare. Mi s-a spus pe loc, da, asigurarea ta este perfect în regulă. Luați loc, serviți o cafea, în jumătate de oră am avut punctul respectiv sudat, să-i spunem, lipit. Practic se dă o gaură, se găurește toată zona aceea unde a intrat piatra, se pune o soluție care se bagă la un fel de temperatură foarte înaltă, interior-exterior, și practic se unește înapoi sticla. Nimic mai simplu de atât. Și acest lucru este pentru fiecare dintre voi gratuit. Așadar, încercați să faceți acest lucru. Nu cum fac majoritatea, au prins o piatră, a, ce să fac, aia e, s-a întâmplat, o să ajung în România și o să-mi schimb parbrizul acolo că e mai ieftin. Nu e mai ieftin. Aici poate să fie chiar și gratuit. Majoritatea asigurărilor acoperă această cauză. Dacă ți-a fost de cât de cât interesant acest filmuleț, nu uita să-l distribui tuturor cunoscuților tăi să beneficieze și ei de această informație. Până data viitoare, toate cele bune și numai bine. Pa, pa!